bebelușului tău i-a apărut o iritație pe piele? Iată care sunt cele mai frecvente iritații și câteva sfaturi pentru cum să le tratezi. Dermatita atopică. Dermatita atopică este cea mai comună boală de piele din perioada copilăriei. Se manifestă prin uscarea și înroșirea pielii, însoțită de senzație de mâncărime. La bebeluș pot apărea și mici bășicuțe umplute cu lichid. La ei, dermatita atopică apare cu precădere la nivelul scalpului, obrajilor și al pliurilor. Cauzele pentru care apare această afecțiune sunt variate, dar cea mai importantă este gena. Este vorba de bebeluș, a căror piele e genetic programată să producă o barieră de protecție insuficient dezvoltată. Uscăciunea exagerată a pielii face ca pielea să fie foarte sensibilă și predispusă la iritații. O altă cauză a dermatitei atopice este reprezentată de igiena prea agresivă, cu produse de curățare nepotrivite. Dar care sunt regulile de igienă în cazul bebelușilor atopici? Vom alege un produs de curățare blând, fără săpun și fără parfum. Vom spația băița odată la 2-3 zile, iar în apa de baie se poate adăuga un ulei special emolient sau un săculeț de tărâțe care să prevină deshidratarea pielii. Zilnic se aplică pe tot corpul o cremă consistentă, intens emolientă, care să refacă bariera de protecție. În cazurile în care dermatita nu răspunde la tratamentul hidratant, medicul dermatolog va prescrie tratamentul potrivit în funcție de severitatea leziunilor. Acesta poate conține inclusiv siropuri antialergice, care ameliorează mâncărimea și ajută la odihna bebelușului pe parcursul nopții. Și știm cu toții, un somn liniștit pentru bebe înseamnă și un somn liniștit pentru părinți. Sudamina sau pupițele de căldură, cum mai sunt numite popular, este produsă de temperaturile ridicate și de umiditatea excesivă și apare mai frecvent în timpul verii. Ce se întâmplă de fapt? Pielea bebelușului este imatură, iar canalele prin care se elimină transpirația sunt blocate. Prin urmare, transpirația rămâne sub piele. Ca aspect, variază de la mici vezicule albicioase până la umflături roșii. Se pot însoți de mâncărimi sau senzație de înțepături. La cei mici, apare cel mai des la nivelul feței, gâtului și părții superioare a corpului. De obicei, se vindecă de la sine fără tratament, eventual prin crearea unui mediu mai răcoros și mai puțin umed. Este important să evităm înfofolirea bebelușului și să folosim țesături care să permită pielii să respire. Dacă există totuși simptome supărătoare și care îl agită pe bebe, se pot folosi loțiuni ce conțin calamină sau mentol. Acneea bebelușului. Acneea bebelușului este o afecțiune foarte comună care poate apărea în primele 3 luni de viață ca răspuns la prezența hormonilor materni. Iritația se prezintă sub formă de coșuri roșii și ocazional albe, localizate pe fața bebelușului, în special pe obraj, frunte și bărbie. Atenție în special pe parcursul verii, pentru că se poate agrava din cauza căldurii. De obicei, acneea dispare de la sine în câteva luni de la apariție. Cu toate astea, putem preîntâmpina agravarea acesteia prin câteva măsuri simple. Vom alege un produs de curățare blând și vom folosi apă termală sau o soluție îmbogățită cu zinc, specială pentru calmarea pielii sensibile. Nu te teme, orice iritație trece cu puțină grijă.